Facem, cum scrie și în titlu, facem misiuni la Caio Perico Heist. Mergem noi aici, frumos, țac-pac. Și ce să mai zic, sper să vă placă. Nu uitați să dați un like, un subscribe, vă rog eu. Și hai să începem. Deci noi viteză. Să ne bage, să conducem. Stați-și. Mamă. Haideți, că avem ceva de mers pe jos, dacă o înțelegeți. Uite, mai mergem puțin și o lăsăm, uite, o lăsăm aici. Ca să putem să ajungem mai repede și noi. Chuck pack. Stand up. Dai viteză. Exit. Cum lași noi repede pe sub apă, că notăm mai repede. Și sper să vă placă live-ul de astăzi. Vom face, vom termina prepoza și ne vom apuca de altul. Astăzi nu o să mai facem live pe Fortnite, o să facem, s-ar putea, nu știu sigur, că s-ar putea să facem 2 ore live pe GTA. Stați că am uitat că nu mai am aer. O să facem 2 ore live pe GTA, s-ar putea, ca să ajungem la Haze direct, ca diseară, mâine, diseară să facem și noi Caio Perico Heist-ul solo, că n-am cu cine. Și am să văd eu cum mă descurc și un alt. O să stăm vreo 2 ore de live și acolo, dar nu sunt sigur 100%, adică eu aș vrea să fi făcut mai puțin timp, știți, ca e Perico Heist-ul. Lasă-mi comand mașina să văd unde mi-o dă, ca să știu până unde trebuie să merg. Wow, nu poate să vin aici. Am înțeles. Nasoală treabă. Asta e, că ajung aici și o comand. Să văd dacă merge. Sper să ne mișcă și noi mai repede. Dacă facem 10 like-uri, promit că mâine, facem heist, da? Deci mâine facem heist, promit, dacă facem 10 like-uri, mâine direct Perico Heist. Deci aștept like-urile de la voi. Să vedem dacă mă susțineți ca să facem Caio Perico Heist. Să învățați și voi care cum vine treaba. S-ar putea să fac tot la ora aceasta, chiar dacă e târziu. Nu se știe, sau poate o să fac mai
mai pe dimineață spre 2. Acum poate să vină nesimțitul. Și avem o grămadă de mers. Mamă, unde mi-a dat-o? Ai, cam înțeles, am vreo 2000 de mers până acolo, cel puțin. Dai și mergi pe jos acum, că jocul ăsta e handicapat și îmi dă mașina la 10 metri. La 10 metri, la 20 de kilometri. Mă gândeam și eu că mi-o dă mai aproape, dar nici chiar acolo. Adică mă gândeam că merg și eu un kilometru după ea, dar până acolo 3 mile, vreo 5 kilometri de mers pe jos. Și mă plictisesc, pentru că și eu fac la fel. Mă plictisesc, uite, cineva, Diana, vorbește. Suntem 25 pe sesiune. Puteți să intrați și voi dacă mă aveți la Friends. Dacă nu mă aveți, căutați Nurgă Bar Jos Mirage, Mirage. Și dați-mi ad friend, eu vă accept și după ce vă accept, intrați la mine în sesiune, dacă vreți să faceți Caio Perico Heist-ul cu mine. Deci dați-mi ad la Nurgă Mirage. Și facem Caio Perico Heist împreună. Dacă mi-ați dat like și subscribe, facem Caio Perico Heist împreună. Așa că v-am spus, cine vrea să facă Caio Perico Heist, să scrie în chat. Da, în chat. Ca să facem Caio Perico Heist. Hai că am trecut. Am înțeles, bro, eu dau în față și dăm în spate. Efectiv, sau alunecă ea prea tare. Cred că din cauza că aveam viteză mare. Mamă, ce fac la săraca mașină? Avem 2000 până acolo. Am cu tamez noi pe jos. Deci dacă facem, ieri am făcut vreo 15 like-uri, adică v-a plăcut enorm, nici nu mă gândeam să ajungem la suma asta. Și dacă facem astăzi, uite, 10 like-uri, v-am spus că vă promit că facem Caio Perico Heist-ul și în seara aia, după ce facem Caio Perico Heist, sau depinde de la 2, vă promit că jucăm și Dead by Daylight și alte jocuri, Rocket League și restul jocurilor. Dacă nu vreți, puteți să-mi scrieți în chat ca să știu dacă vreți. Deci, da, aștept dacă vreți, da sau nu, să facem și cu alte jocuri, nu numai cu Fortnite și GTA. Am făcut și un episod cu Rocket League în care mi-am luat bătaie, dar asta e partea a doua. Am ajuns noi aici la locație, să vedem care-i treaba. Hai să vedem. Mort. Mamă, ce... O trag la toți. Hai, că mi-am luat-o pe cocoașă.
Am luat-o bine pe cocoașă. Dă-i și aleargă, să te bați cu ea. Nu înțeleg de ce m-a spawnat aici și nu m-a spawnat pe lângă mașină. Dacă m-a spawnat pe lângă mașină era bine. Eu moram pe toți mai ușor. Pam. 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 Pala, what the fuck? Ah. Mort, 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 mort. Am mai rămas 2. 3, 2, 3. Mort. Și am mai rămas ăla. Nu cred. Nu cred că trebuie să merg după barca aia. Deci dacă tu îmi spui că trebuie să merg după barca aia care e la 2000 de metri, mă omor singur. N-am nicio șansă să o prind dacă e să încerc. Că aia fuge încolo, eu fug încoace. Ca să-mi iau mașina să mă duc după ea. Dar să vedem dacă reușim. Acum depinde. Doamne ăștă. E cam departe de mine, dar trebuie să încercăm. Ce, Ana? Te sun? Culcă-te. Culcă-te. Bine, bine, bine. Mamă. Unde au ajuns? Stil de patrul boat. Hai să vedem pe unde e. Altă opțiune n-avem decât să mergem după ea. Oricum din zona asta n-are unde pleca. Mamă, dar lune cam urusul ăsta. E vai de mama lui. Nu, 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 nu. Da încolo. Ana, dă-și tu mai încet televizorul, te rog. Nu te proști. M-a omorât. Și cine m-a omorât? Bă, dar s-a dus ăla după... Dumnezeu, naiba, că n-a apuc. N-apuc să-l prind, frate. Și enervant. Că eu barc, eu n-am. Și enervant, rău. Că mașina asta alunecă în ultimul hal. Chiar dacă are, what the fuck, se vede de desubt. Acum am aflat. Mașina asta are probleme de alunecă, o să trebuiască să-i bag rost de off-road. O să trebuiască să-i schimb roțile. Mai bine un comandant o Sirius, ești nebun? E celălalt alunecă în halul ăsta, ca asta. Hai, bro, știu că pot să-l nimeresc. Bă, dar cum face?
și acum am întors sau ce fac? A oprit acolo, nu știu de ce. Hai că o bag viteză. Nu, 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 nu. Bine. Bine. A. Am ajuns de unde am pornit. Hai să vedem dacă reușim. Cum enervează, frate, cum. În sfârșit am murit. M-am săturat de el. Bine, bine. Cum ar fi să meargă singură? Să aibă autopilot. Fac ură dacă are autopilot, chiar dacă e imposibil, zic și eu așa. Până ajungem acolo, nu uitați să dați like, subscribe și începe numărătarea 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sper că ați distrus butonul ăla de like. Sper să vă fi plăcut ce fac. Dacă vă place, v-am spus, abonați-vă și faceți în continuare ce trebuie. Da. Da, că mai e un pasager pe acolo și nu-l văd. Uitați-l. What the fuck? Cum am urât? Mă enervează. Că nu înțeleg, frate, cum omoară. Cum? Stați că îl nimeresc eu acum. Puta! N-are cum, n-are cum, frate. Cum trage așa? N-ați că poate merge așa. Dacă mă înțelegeți. În sfârșit l-am omorât și pe ăla. Sper. Stai că mă mai uit odată. Nu. N-a murit. Nu știu cum. Stai că mă omoară. Că nu înțeleg cum poți ăștia au în botul ăsta. Bă, dar e nervant, că n-am cum să-l omor. Hai că am înțeles, barca se mută singură. Da, n-am ce să fac. Trebuie să mă chinui să-l omor pe ăla, că... E jale cu el, frate. Mă enervează în ultimul hal. Că numai cu ținta pe mine stă.
În sfârșit l-am omorât. Ați văzut, băieți și fete? În sfârșit l-am omorât pe țăranul ăla. Enervant, nu știu de unde mai apăruse și ăla, cred că stătea acolo de mă omora. A fost destul de greu preposta, pentru că a fost prostul ăsta în spate. Nu știu, nu înțeleg, nu pot să înțeleg ce are barca asta așa special. Nu e la el. Dă-te. I have the boat, yeah. Ah, oh, wow. Trebuie în partea aia, tu. Sunt pe drum și vin acum. Am pe munci, asta e bine, inima bate pentru tine. Sunt pe drum și vin acum. Oi fi eu singur și mic, dar nu mă oprește nimic. Pe drum. Sau știți ceva? Văd că nu e nimeni pe live încă, așa că o să închid live-ul dacă v-a plăcut ce am făcut până acum. Nu uitați să dați like și ne revedem de-ați viitoare.